Bună, Diana, bine te-am găsit! Bună, Marian! Acum că am terminat antrenamentul, ce îmi recomand să mănânc? Am ales trei mese principale, așa cum trebuie tot să avem pe zi. O să presupunem că am făcut antrenamentul dimineața, undeva în jurul orei 7:30-8. Nu am avut timp să luăm micul dejun înainte de antrenament, evident că nu ne-am trezit atât de repede, dar cam la o oră după antrenament aș recomanda, de exemplu, acest fel de mâncare. Este o felie de pâine cu șuncă, cu cașcaval și cu un ou ochi și puțină salată. De asemenea, aș recomanda o cafea sau un cappuccino, fiecare pe gustul său, și un fresh de portocale ca să ne simțim extrem de energici până la următoarea masă. În cazul în care antrenamentul facem undeva în jurul prânzului, să spunem ora 1, poate nu apucăm să mâncăm suficient de bine înainte de antrenament, iar tot așa, cam la o oră după antrenament, o să servim, am ales noi astăzi tagliatele cu somon și cu ciuperci, iar ca băutură am pus o limonadă cu mentă. În cazul în care antrenamentul, să presupunem, este undeva în jurul orei 18, cina nu poate să fie una extrem de bogată, mai ales în carbohidrați. Și pentru domn am ales o salată cu pui, cu puțin ou. Este o salată extrem de bună, o masă ușoară și la care putem consuma alături un ceai. Alături de cele trei mese principale, este bine să avem și 2-3 gustări pe zi. Ceea ce este foarte important este să fim foarte atenți la raportul de carbohidrați, proteine și grăsimi pe care îl consumăm la fiecare masă. Evident, carbohidrații este bine să-i avem undeva la micul dejun și spre prânz ca să putem să avem energie pentru întreaga zi. Cu cât timp înainte de antrenament este recomandat să iau masă? Mă întorc din nou la perioada din zi în care alegem să facem antrenamentul. Evident că dacă am ales să facem dimineața de vreme antrenamentul, în jurul orei 8, nu o să putem să avem un mic dejun copios, cam cu 2 ore înainte, să spunem. Așa că putem să servim o banană cu 30 de minute înainte. Dacă alegem să servim prânzul, de exemplu, înaintea antrenamentului și momentul de antrenament este, să spunem, în jurul orei 3-4, cu 2 ore înainte de antrenament este bine să servim o masă bogată, iar dacă simțim nevoia chiar înainte de antrenament să mai servim ceva, nu vom alege un lucru foarte, foarte greu. Nu știu, o să recomand un baton proteic sau un shake proteic, dar tot așa cam jumătate de oră înainte, 45 de minute. Să spunem, în cazul în care merg la sală după birou sau după program, să zicem în jurul orei 6, ce aș putea să mănânc înainte de sală, ca să nu fie o masă prea completă, ca să pot să mănânc și după? Într-adevăr, nu poți să ai o masă completă pentru că prânzul l-ai servit undeva în jurul orei 14. Eu ți-aș recomanda un shake sau cu o banană înăuntru sau un shake și banană separat, tocmai ca să ai suficientă energie pentru a duce la bun sfârșit antrenamentul. Seara, după antrenament, după duș, să presupunem că ai terminat în jurul orei 20, poți servi o salată ușoară cu puțin pui, cu puțină brânzică, tocmai ca să aibă suficient timp organismul să digere mâncarea și să nu-ți cadă greu la stomac. Să spunem că după antrenament nu am acces la o masă gătită. Ce opțiune am? Terminăm antrenamentul, ne liniștim, ne hidratăm, dacă mai avem nevoie, iar să spunem cam la o jumătate de oră putem să consumăm un shake proteic. Acesta ne va ajuta să mai avem ceva în stomac până la masa principală. Important este să nu lăsăm stomacul să meargă în gol, ca să spun așa. Trebuie să-l alimentăm unul la mână ca să putem să ne menținem pe linia de plutire după antrenament până la masa principală, de la mână să fim energici în continuare. Thank you.